M-aș opri aici să nu vă iau privirile de la ceea ce vedeți. Textul din ziua de astăzi vorbește despre implicațiile învierii Domnului Iisus Hristos. Duminica învierii, după cum se vede și în decorul din fața noastră, nu poate fi ruptă de Vinerea Mare. Imaginați-vă în mormânt, în care au intrat ucenicii și au văzut giulgiul, ca și cum trupul ar fi fost în continuare în el, dar gol, doar ștergarul de pe cap era împăturat și pus deoparte. Piatra dată la o parte și puterea învierii apărând înaintea lor în ziua aceea. Dar duminica învierii nu poate fi ruptă de Vinerea Mare. Pavel vorbește și despre una și despre alta, aceleași biserici, în aceeași scrisoare, în același text. În capitolul 2, versetul 20, el spune: dacă ați murit împreună cu Hristos, și asta este Vinerea Mare. Iar capitolul 3, versetul 1, continuă cu duminica învierii: dacă deci ați înviat împreună cu Hristos. Noi ne-am bucurat să începem viața creștină cu învierea și, într-adevăr, prin învierea Domnului Iisus Hristos am fost născuți din nou la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată, care nu se poate veșteji păstrată în ceruri pentru noi. Dar, practic, viața noastră începe în Vinerea Mare, viața de creștin. Și acolo, în mormântul Domnului Iisus Hristos, s-au îngropat două lucruri, două feluri de lucruri. În primul rând, versetul 20 continuă: dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoare ale lumii. Față de învățăturile începătoare ale lumii. Cred că odată cu Hristos au fost îngropate toate încercările nereușite a omului de a se împăca cu divinitatea. Am fost creați după chipul și asemănarea Lui. Suntem religioși în structurile noastre. Oriunde ai umblat în istorie, în lumea aceasta, oamenii au căutat pe Dumnezeu. Au căutat mijloace de a se apropia de El, de a se împăca cu El. Dar Domnul Iisus Hristos, atunci când a zis: eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, practic a anulat orice altă încercare, deschizând drumul spre casă, drumul spre Tatăl. Și lucrul acesta l-a făcut pentru că El și numai El a putut plăti în Vinerea Mare păcatele noastre ale tuturor. De aceea Pavel le scrie colosenilor, ca și astăzi și ei erau încolțiți de tot felul de idei care li se îmbiau ca să se apropie de Dumnezeu. Versetul 8 spune: luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire de șarte după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Versetul 16 continuă: nimeni să nu vă judece cu privire la mâncare, băutură sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare. Trupul este al lui Hristos. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și o închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie de șarte, prin gândurile firii lui pământești, și nu se ține strâns de capul, din care tot trupul, bine închegat, cu ajutorul încheieturilor și legăturilor, își primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu. Odată cu Hristos s-au îngropat toate încercările nereușite ale omului, ale omenirii, de a se împăca cu Dumnezeu. Dar în Vinerea Mare s-a mai întâmplat ceva. Împreună cu Hristos a fost îngropată întreaga omenire. Dragii mei, și tu și eu am ieșit din giulgiul acesta, pentru că acolo am fost și noi, în coapsele Domnului Iisus Hristos. După cum toți am fost în Adam, în coapsele Lui, și de aceea purtăm într-un fel semnele păcatelor Lui, tot așa toți am fost în al doilea Adam, începătorul unei noi rase umane, în Cel care a venit să mântuiască planeta aceasta din căderea primului Adam. Așadar, nu doar Hristos a murit față de învățăturile începătoarele lumii, ci și noi am murit împreună cu El față de ele. Dacă
ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile începătoarele lumii, continuă versetul 20. De ce ca și cum ați trăi încă în lume vă supuneți la porunci ca acestea? Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Toate aceste lucruri care pierd odată cu întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături omenești, au în adevăr o înfățișare de înțelepciune, într-o închinare voită, o smerenie și o asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Relația cu Dumnezeu, și aș vrea să subliniez, dragii mei, relația cu Dumnezeu nu poate fi mijlocită, nu poate fi garantată nici de reguli alimentare, nici de ritualuri religioase, nici de experiențe mistice, chiar dacă ai avut vedenii și ai văzut îngeri, și nici de practici ascetice. Poate că toate acestea își au locul și rolul lor în purtarea, în mod aspru, cu trupul nostru, cum spune Pavel. Dar nu în felul acesta te apropii de Dumnezeu. Scoateți-L pe Hristos și toate astea n-au niciun rost, niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Ele sunt doar niște învățături și porunci omenești, doar o încercare a firii noastre de a ne apropia de Dumnezeu. Dar Hristos n-a murit în Vinerea Mare doar pentru învățăturile începătoare ale lumii, pentru filozofiile sau religiile care croiesc sau încearcă să croiască un drum spre Dumnezeu, ci a murit pentru păcatele întregii lumii. Ascultați implicația acestui fapt. Roman, capitolul 7, versetele 10 și 11. După cum prin moartea de care a murit, El, Hristos, a murit pentru păcat, odată pentru totdeauna, iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu, tot așa și voi înși vă socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Dați-mi voie să elimin din text acel în Iisus Hristos, Domnul nostru. Știți ce rămâne din viața creștină? O încercare de a zice, am murit față de păcat, am înviat pentru Dumnezeu, am murit față de păcat. Well, ar fi incantații inutile, pentru că nu te aștepta la nimica. Dacă n-aș fi fost împreună cu Hristos în mormânt și dacă n-aș fi înviat împreună cu Hristos, cum spune Pavel, dragii mei, ce mă socotesc eu sau ce gândesc eu, n-ar avea absolut nicio valoare. Baza obiectivă este acolo, în această realitate istorică a morții și învierii Domnului Iisus Hristos. Așadar, viața creștină începe în Vinerea Mare, dar nu se oprește acolo. Observați, începe în Vinerea Mare, dar nu se oprește acolo. Hristos a înviat. După moartea, împreună cu Hristos, urmează și o înviere împreună cu El. Dacă, deci, ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De fiecare Paște, după ce ne salutăm unii pe alții, Hristos a înviat, adevărat că a înviat, cântăm cântarea. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Nu știu ce simțiți dumneavoastră cântând aceste cuvinte, dar este un mesaj de biruință. Un mesaj în care, în sfârșit, lupta cu păcatul, lupta cu cel rău, lupta cu satana, cu șarpele, pare să fi fost câștigată. Aproape că ai spune după ce ai terminat de cântat, în sfârșit, ce este greu a trecut. Mă întorc cu vreo 35 de ani în urmă și mi-aduc aminte de o experiență a familiei noastre. Andreea era ca Hania, era pe acolo, pui o ține în brațe, mititică, Filip o ținea pe Nora de fustă și Benișor avea vreo 5 ani și deja făcea pași cu noi, cu micru cel în spate, cu două valize imense și cu o plasă plină cu scutece, ne-am dus să facem concediu la mare. Ne-am trezit cumva până la aeroport,
am urcat sus și tot drumul până la Constanța, bine că nu zburam la Los Angeles, stewardesele n-au știut cum să liniștească, ba pe unul, ba pe altul. Îi dureau urechile. Când termina unul de urlat, începea celălalt. În sfârșit am ajuns, am coborât, am ajuns cumva în centrul Constanței, am luat troleibuzul și am ajuns la mama aia. Nu știam unde e hotelul, aveam biletele. Ne-am luat valizele și prunci și ne-am târât cumva până în ușa hotelului. Am intrat în hall și am cerut cheia să intrăm în sfârșit, după toată oboseala, să ne așezăm într-un fotoliu sau să ne întindem în pat. Recepționarea ne spune, ne pare rău, mai trebuie să așteptați, camerele nu sunt gata. Am așteptat o oră, o oră și jumătate. În sfârșit am primit cheia. Am târât valizele și prunci, am deschis ușa. Le-am trântit toate în mijlocul camerei, am căzut într-un fotoliu și am zis, în sfârșit, sunt în concediu. Nu vă spun ce s-a întâmplat mai departe. Dar câți dintre noi nu ne imaginăm viața creștină în acest tipar? Nu știu dacă voi ați avut și zbaterile mele. Eu am crescut într-o familie creștină. Cu toate acestea, cântam în cor, aveam chitara după gât, dirijam corul. Cu toate acestea, dragii mei, când am ajuns acolo în fața lui Hristos, știți primul tablou din Coloseni, noi în fața lui, punându-i întrebările, am avut o frământare incredibilă, incredibilă. Știu că o lună de zile, când intram în adunare, izbucneam în plâns, nu mai știam ce-i cu mine, ziceam că am înnebunit. Până într-o duminică dimineața, când în sfârșit am capitulat, a urmat botezul. Ca și cum aș fi primit cheia de la camera de hotel, am deschis ușa și am zis, lupta s-a terminat. Ce-i viața creștină? Viața de după învierea noastră împreună cu Hristos. Pavel folosește două cuvinte, nu promit prea mult, a umbla și a gândi, da, a umbla și a gândi. Umblați și gândiți-vă. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, umblați după lucrurile de sus. Traducerea nu este foarte fericită, dar nici dacă a schimba cuvântul pe care folosește Cornilescu în toate celelalte texte din Noul Testament, tot nu mă ajută prea mult. În celelalte texte el spune, căutați lucrurile de sus. Poate că cuvântul acesta are mai multă forță. A umbla după cele de sus, umbli când ai timp, când nu ești tare obosit, a căuta cele de sus este ca și cum ți-ar lipsi ceva și ai vrea să câștigi lucruri pe care sau să găsești lucruri care l-ai pierdut sau care îl cauți. Și apoi continuă, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Ca să înțelegem totuși forța acestor cuvinte, aș lua trei texte din Noul Testament care folosesc exact același termen în limba greacă. În primul rând este vorba de fuga în Egipt a lui Iosif și a Mariei cu pruncul, pentru că Irod căuta să-l omoare. 12 ani mai târziu, Sfinții Părinți coboară cu Iisus Hristos la 12 ani în Ierusalim ca să se închine la templu, probabil că era momentul în care el era uns între bărbații lui Israel. Și al treilea text este o pildă a Domnului Iisus Hristos cu oaia rătăcită. Dați-mi voie să le iau pe rând și să vă port pe scenă în dreptul acestor texte. Pruncul s-a născut, nu știu cât timp avea, când într-o noapte un înger a venit la Iosif și a zis, Iosife, scoală-te, ia pruncul și fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu. Căci Irod are să caute, ăsta este cuvântul, să caute pruncul ca să-l omoare. Irod umblă să omoare pruncul, știți istoria. Magii nu s-au mai întors la Irod, Irod înfuriat a zis, un împărat al lui Israel? Era nebun oricum și a ucis doi dintre fii și nevasta. Ce era pentru el un prunc? Dacă aș lua Irod umblă să omoare pruncul, mi-aș putea imagina că Irod s-a pornit să caute pruncul, l-a căutat aici, l-a căutat acolo, a văzut că nu-i, nu-i, un prunc, ce poate fi un prunc? Nu, nu, istoria continuă altfel. În mânia lui, și asta este forța cuvântului, în mânia lui și-a trimis oștenii și-a colindat împrejurimile Betleemului și toți copiii sub 2 ani au fost măcelăriți, toți copiii de parte bărbătească. Poate că acum ne putem imagina
forța acestui cuvânt, să umblați. Doisprezece ani mai târziu, din Nazaret, Iosif și Maria, împreună cu Iisus și cu toți sătenii, toți cei din cetatea Nazaretului, au pornit spre Ierusalim. Era una din sărbătorile lui Israel. Iisus Hristos venea cu ei, a intrat în templu, s-a uitat, probabil că acolo a fost ritualuri. După ce s-au terminat sărbătorile, au pornit spre casă. Era de obicei un puhoi de oameni. Iisus era cu verișorii lui, cu prietenii lui, cu vecinii și la un moment dat, părinții bagă de seama că nu-i copilul. Îl caută peste tot și când nu-l găsesc, în Luca capitolul 2, versetul 45 și 46, ni se spune, s-au întors la Ierusalim să-l caute. Să-l caute. Acesta este termenul. După trei zile, l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Maria a venit tremurând în fața Domnului Iisus și a zis, Fiule, pentru ce te-ai purtat așa cu noi? Iată că tatăl tău și cu mine te-am căutat cu îngrijorare. Nu știu dacă vă puteți imagina inima Mariei în cele trei zile. Căutarea celor doi în cele trei zile. Ei umblau, căutau lucrurile de sus, fără să fi știut precis ce caută. Azi îmi voi să închei cu pilda cu oaia rătăcită. În Luca capitolul 15 sunt mai multe pilde. Oaia rătăcită, banul rătăcit și fiul rătăcit. Care om dintre voi, spune versetul 4, dacă are 100 de oi și pierde una dintre ele, nu le lasă pe cele 99 pe izlaz și se duce după cea pierdută, cea pierdută până o găsește. Sau se duce după cea pierdută și o caută până o găsește. Până o găsește. Priviți vă loc cele două instanțe. Se căuta un copil sau se căuta o oaie. Aș putea să-mi imaginez, dacă aș fi în locul păstorului, că, da, oaia este valoroasă și mă duc să o caut, dar dacă am colindat toate coclaurile, toți spinii, toate râpele și a venit seara și întunericul și oile mele pe izlaz, m-aș da bătut la un moment dat și m-aș întoarce la cele 99, cel puțin, să nu mai fure leul sau lupul încă una. V-ați putea imagina ca Maria și Iosif să fi făcut la fel când a căzut seara? Zică, nu-i. Hai să mergem înapoi în Nazaret. După trei zile, dragii mei, dacă am înviat împreună cu Hristos să umblăm, să căutăm lucrurile de sus, până când vom ajunge să ne bucurăm de ele, până le vom găsi, până când ele vor deveni o realitate în adâncurile noastre, în ființa noastră, în relațiile noastre. Ăsta este mesajul textului. Astea sunt implicațiile învierii. Dacă ați înviat împreună cu Hristos, căutați lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Dar apoi Pavel adaugă al doilea cuvânt. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Deci umblați după lucrurile de sus și când umblarea a încetat, continuați-o în gândurile voastre, gândiți-vă la lucrurile de sus. Mă întorc înapoi la Maria și Iosif, când îl căutau pe Iisus la 12 ani. S-au întors în Ierusalim să-l caute și textul spune, după trei zile, l-au găsit în templu. Naratorii Scripturii lasă suficiente goluri ca imaginația noastră să poată construi mai departe, să poată face punți peste goluri. Vă puteți imagina ce s-a întâmplat de-a lungul celor trei zile? Seara în Ierusalim începea la ora 18, ora noastră, 6 după masă. Sunau trompetele de pe zidul templului, se închideau ușile cetății, lumea se rătrăgea în case. Și venea noaptea, pentru că dimineața începea de vreme, la 5:45 suna trâmbița și toată viața începea să miște în Ierusalim.
Imaginați-i pe Sfinții Părinți. S-au acuit, probabil unde stătuseră în timpul sărbătorii, le-au spus ce s-a întâmplat, au pus capul pe pernă, pe paie, nu știm exact pe ce, cred că Iosif a dormit. Cum fac bărbații? Și a început să sforăie. Uitați-vă la Maria, care se foșnea în așternutul ei, se întorcea de o parte pe alta, se gândea unde ar putea fi pruncul. Observați, când am terminat umblarea, punem capul pe pernă, dar atunci începe gândirea. Și în felul acesta, umblarea și gândirea creează cicluri celor 24 de ore. Și dacă Dumnezeu îți dă harul să și visezi la lucrurile la care te-ai gândit, nu te oprești o clipă. De ce e important să ne gândim? Când Iosua se pregătea să intre în luptă, în capitolul 1, versetul 8, Dumnezeu îi spune: cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, cuget asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Dacă veți răsfoi cartea Iosua, veți vedea un lucru interesant. Dumnezeu vorbea cu el noaptea și îi spunea strategia pe care trebuie să o aplice. În zorii zilei, probabil cu noaptea în cap, Iosua își chema generalii și le spunea ce au de făcut. Întotdeauna am rămas uimit și am zis: incredibil conducător. Da, pentru că el nu s-a mulțumit să umble doar, ci el a cugetat, a gândit, a stat de vorbă cu Dumnezeu când nimeni nu era în jurul lui. Iar când au venit zorile, a putut să dea ordinele de luptă. Să dați-mi voie să spicuiesc câteva versete din Psalmul 119, începând cu versetul 15. Mă gândesc adânc la poruncile tale și cărările tale îmi sunt sub ochi. Mă desfătez în orândurile tale și nu uit cuvântul tău. Versetul 48. Îmi întind mâna spre poruncile tale pe care le iubesc. Vreau să mă gândesc nu oricum, ci adânc la orânduirile tale. Versetul 52. Mă gândesc la judecățile tale de odinioară, Doamne, și mă mângâi. Mă gândesc la judecățile tale de odinioară, Doamne, și mă mângâi. Sau versetul 148. O iau înaintea străjilor de noapte și deschid ochii ca să mă gândesc adânc la cuvântul tău. Cât de mult iubesc legea ta? Toată ziua mă gândesc la ea. Când în felul acesta te gândești la lucrurile de sus, dragii mei, gândirea va genera umblarea. Gândirea va controla umblarea. Când Domnul Iisus Hristos ne naște din nou, începe aici. Ne înnoiește în duhul minții noastre. Avem o metanoia, o schimbare a gândirii, a raportării noastre la Dumnezeu, a raportării la adevărurile Lui. Și în momentul în care gândirea noastră se schimbă, vom observa, chiar dacă trupul nostru este supus morții din pricina păcatului, că încetişor gândirea trage după ea umblarea. La o astfel de gândire se referă Pavel când spune: gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Lasă-mi voie să mă întorc în Ierusalim. Mă uit la Iosif, el doarme, o văd pe Maria foșnindu-se, întorcându-se de pe o parte pe alta, nu putea să închidă ochii, n-avea liniște. Prin minte îi trec tot felul de evenimente și aduce aminte de noaptea aceea care Iosif a scuturat și a zis: scoală-te, ia pruncul, trebuie să fugim în Egipt. Și te-a apucat în miezul nopții. Irod caute pruncul să-l omoară, un înger al Domnului a venit la mine și mi-a spus, înfigurată, a luat pruncul și a plecat în Egipt. Dar apoi și-a adus aminte de momentul acela în care în Nazaret, în chilia ei sărăcăcioasă, a intrat lumina, arhanghelul Gavril. Și a început să-i vorbească despre pruncul pe care îl va naște în chip miraculos. Și-a adus aminte de cuvintele lui: el va fi chemat Fiul celui prea înalt și Dumnezeu, Tatălui, îi va da scaunul de domnie al tatălui său
David. Apoi și-a dus aminte de momentul intrării în Ierusalim, doar cu 3 zile în urmă. Momentul intrării în Ierusalim în care pruncul abia așteptat să intre în templu. Și când a intrat în templu, a început să uite în jur și a îngânat casa tatălui meu. L-a scuturat pe Iosif și a zis, scoală-te, hai să fugim la templu. Nu știu dacă înțelegeți modul în care gândirea îți poate determina și controla umblarea. Ascultați-l pe psalmist în psalmul 119, versetele 59 și 60. Mă gândesc la căile mele și îmi îndrept picioarele spre învățăturile tale. Observați, gândirea controlează umblarea. Mă gândesc la căile mele și îmi îndrept picioarele spre învățăturile tale. Mă grăbesc și nu preget să păzesc poruncile tale. Să dați-mi voie să citesc, nu-i foarte lung, psalmul 1. Aproape toți îl știm pe din afară. Începe cu umblarea, dar aș vrea să notați felul în care gândirea te ajută în umblare și îți controlează și îți direcționează și îți călăuzește umblarea. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Dar de unde are puterea aceasta? De unde vine puterea aceasta? Versetul 2. Ci-și găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte se gândește. Cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Dar ascultați versetul 4. Nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava. Dar oare de ce? Nici nu gândesc, nici nu umblă după cele de sus. Gândesc și umblă după cele de pe pământ. Ca pleava pe care o spulberă vântul, de aceea cei răi nu pot ține capul sus în ziua judecății, nici păcătoși în adunarea celor neprihăniți. Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniți, dar calea păcătoșilor duce la pieire. Gândul câștigării premiului ceresc, premiul alergării, ar trebui să ne însuflețească zi și noapte. Dragii mei, poate vă întrebați, cum este posibil astăzi într-o lume aglomerată lucrul acesta? Foarte simplu. Cum își va ține tânărul cărarea sau umblarea curată? Îndreptându-se după cuvântul Domnului. Știți ce face el ca să fie lucrul acesta posibil? Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Faceți odată recensământul minutelor din 24 de ore. Vedeți câte clipe pierdute aveți. Răscumpărați-le. Zilele sunt rele. Memorați Scriptura, adunați-o, citiți-o în fiecare dimineață. Nu porni la drum fără ea. Vei avea la ce gândi, la ce medita. În timp ce stai în stație de autobuz, poți răsfoi versetele pe care le memorezi, poți repeta un verset. Viața creștină este deci zugrăvită de Pavel prin aceste două cuvinte care se completează unul pe celălalt. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos să umblați după lucrurile de sus și să vă gândiți la lucrurile de sus. Acum dacă v-aș lăsa aici, poate că îmi veți spune, dar ce înseamnă să umbli după lucrurile de sus? Care sunt ele? Las pe Pavel să dea răspunsul. Și voi citi din capitolul 3, de la versetul 12 la 17. Astfel, dar ca niște aleși ai lui Dumnezeu, numai cei care au înviat împreună cu Hristos sunt aleși ai lui Dumnezeu, cei care n-au înviat sunt aleșii lui Satan. Sunt doar două împărății, doar doi Dumnezei. Astfel, dar ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare. Dar aș vrea să observați ciudățenia acestei afirmații. Este practic o gândire ebraică turnată în straie grecești. Tu îmbraci ceva pe tine, nu îmbraci în tine lucruri. Ori aici este vorba de în tine, de sursa sau pupitrul de comandă, de izvorul ființei tale.
păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Și textul spune, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Astea sunt lucrurile de sus. Textul continuă, îngăduiți-vă unii pe alții. Și dacă unul are pricină, se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai pe sus de toate aceste lucruri, îmbrăcați-vă cu dragostea, care este legătura desăvârșirii, pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre, fiți recunoscători. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă, sfătuiți-vă unii pe alții, cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inimile voastre. Și orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus Hristos și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Ce înseamnă să umblăm după lucrurile de sus? Înseamnă să ne îmbrăcăm cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu îngăduință unii față de alții și dacă chiar avem pricină să ne plângem cu iertare unii față de alții, cu dragostea care crede totul, iartă totul, nădăjduiește totul, cu pacea lui Hristos care stăpânește în inimile noastre, cu cuvântul lui Hristos care locuiește din belșug în noi. Știți care este dictonul celui rău de când e istoria? Dați-le mult de lucru să n-aibă vreme să umble după năluci. Noi ne numim creștini. Credem că Hristos a înviat și a înviat împreună cu El. Credem că Dumnezeu nu e un om ca să mintă. Ce a promis El va face. Și ascultați ce ne-a promis. Căutați, ăsta este termenul, mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Și toate aceste lucruri, mâncarea și îmbrăcămintea, vi se vor da pe deasupra. Și dacă aveți ce mânca și ce îmbrăca, vă este de ajuns. Credința noastră se vede în umblarea noastră. Sau mai bine zis, în lucrurile după care umblăm, în lucrurile care ne frământă ziua și noaptea gândul. Ce înseamnă sau care sunt lucrurile de sus? Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege, asta este roada Duhului. Din versetul 4 am sărit în versetul 12 ca să las în dimineața învierii gustul acesta al lucrurilor de sus. Dar există o problemă. Și problema v-aș ilustra-o printr-o întâmplare pe care am trăit-o și eu în toamna anului trecut. Am fost în Italia și între biserici, în fiecare seară a trebuit să fug într-un oraș să predic, cineva ne-a dus să mâncăm niște mititei într-un loc foarte frumos. Era pe malul unui rac uriaș în Italia și acolo cândva un patron avea o fabrică de nu știu ce, în timpul războiului nemții au cucerit tot locul, au transformat-o în fabrică de hidroavioane, existau și pistele prin care lansau hidroavioanele în apă. Un loc absolut feric, dragii mei, cu ieșire la lac. Din păcate, totul era în paragină. Casa unde locuise patronul respectiv n-avea geamuri, uși, mizerie pe dinăuntru. Toate hangarele și halele dărâmate, prăbușite, lemnele putrezite acolo în mijlocul acelui loc feric. Bălării, murdării. O fundație primise locul respectiv, neștiind ce să facă cu ea, au pus pe un român să o îngrijească. Au umplut-o cu găini și rățuște și cu toate cele pe acolo, nici nu știai pe unde să calci. Am zis, wow, dacă ar veni un investitor și ar lua locul acesta cu ieșire la mare, era un munte care foarte bine a fost ales, dragii mei, nici măcar avioanele nu puteau bombarda casa omului respectiv, pentru că treceau peste munte, peste casă. Era un tunel care te scotea pe sub munte până pe malul lacului. Wow, am imaginat cumpărând terenul acela și dorind să construiesc ceva nou, frumos, ceva din lucrurile de sus pe el. Da, era o problemă.
era plină de dărâmături, de molozuri, de mizerie, de... Degeaba aș fi venit cu cel mai fantastic plan? În primul rând ar fi trebuit să aduc o echipă care să scoată toată murdăria, molozul și mizeria de pe locul respectiv și să las terenul viran. Să mă uit la planurile lucrurilor de sus și să încep să construiesc. Spuneți-mi, nu-i la fel în viața noastră? Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să nu vă imaginați că terenul vieții voastre este ca un loc viran în care vine Hristos cu planurile și începe să pună lucrurile noi pe ele. În niciun caz. Lăsați-mi voi să recitesc textul, să merg mai departe. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos, viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De aceea începeți curățenia. Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcomia care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrășmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Dacă ați înviat împreună cu Hristos. Nu știu dacă ați umblat vreodată iarna prin pădure. Frunzele se veștejesc, dar se încăpățânează să stea târnate de crengile copacului, ca și cum, și dacă ai fi destul de departe, ai zice că și n-ai vedea bine culorile pomului verde. Dar vine primăvara și viața începe să pompeze din lăuntru spre în afară. Și când pleznesc mugurii, aruncă moartea jos și vine viața la lumină și totul se umple de verdeață și flori. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, nu cumva să vă imaginați că începe concediul. Nu există niciun cuvânt în tot textul nostru care să sugereze în sfârșit. Pot să mă arunc în fotoliu, să las mâinile jos, dau drumul la vâsle, pentru că a început concediul. Nu știu ce simțiți dumneavoastră citind astfel de texte, dar mie îmi vine să spun, dacă nici după ce am înviat împreună cu Hristos n-am liniște și odihnă, atunci dă-o încolo. Mai bine fac și eu ce ar fi făcut păstorul respectiv, care n-a făcut-o în pilda noastră, n-am găsit-o. Mă întorc cel puțin la cele 99. Înainte de a vă da bătuți, aș vrea să vă dau o veste bună. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și ce dacă a înviat? La ce mă ajută? Dacă și cel care a înviat din morți are de dus o bătălie, mai întâi să omoare tot ce-i vechi, să curețe terenul și apoi cu trudă să adune în viața lui tot felul de lucru care nu-i obișnuit. Că eu nu sunt obișnuit cu iertarea, cu îndelunga răbdare, cu bunătatea, cu smerenia, cu blândețea. Nu sunt firea mea. Nu sunt în firea mea. Eu sunt obișnuit cu celelalte, cu mânie, cu vrășmășie. Cu astea am crescut, astea țin de mine. Și ce dacă a înviat Hristos? Dragii mei, dați-mi voie să închei citind, dar nu știu câte oară, câteva versete din prima rugăciune a lui Pavel din Efeseni. Și asta este rugăciunea pentru mine, rugăciunea luată pentru mine, pentru casa mea, pentru noi toți cei care astăzi sărbătorim învierea Domnului Iisus. Ascultați-L pe El, după ce a mulțumit lui Dumnezeu pentru ceea ce exista în viața efesenilor. În versetul 17 continuă, și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui.
să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți. Și duminica trecută am văzut că această bogăție a slavei moștenirii Lui în Sfinți o adunăm tocmai îmbrăcând și dezbrăcând sau dezbrăcând și îmbrăcând. În fiecare moment. Este ca bulgărele acelea care crește de la un pas la altul. Este ca pâinea de toate zilele care ne-o dă Dumnezeu în fiecare zi. Nădejdea chemării Lui, bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți. Dar ascultați versetul 19. Și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărimea puterii sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți. L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa, în locurile cerești, mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie, de orice nume care poate fi numit, nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor. Hristos a înviat și atâta vreme cât stăm în Cel care a biruit moartea, stăm în locul biruinței. Câtă vreme suntem în Hristos, puterea învierii lucrează și în noi, credincioșii. Ați văzut oameni vechi înnoindu-se? Ați văzut curvari vindecați? Hoți transformați în propovăduitori al lui Hristos? Dar întrebarea mea, dacă ai înviat împreună cu Hristos, da, simt și eu, simt și tu lupta. Dar vezi pași spre biruință? Bogăția slavei, moștenirea adunându-se în tine, un caracter schimbat, chipul tău modelat după chipul Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, Domnul Iisus este cinstit cu noi. Când ne pornim pe urmele Lui, ne spune, vulpile au vizuin, păsele cerului au cuiburi, fiul omului n-are unde își pleca capul. Mai vrei să vii după mine? Dacă cineva ți induce o imagine greșită, îți vei frânge gâtul al doilea pas. De aceea citește Biblia cu ochii deschiși și acceptă ce spune Scriptura. Viața creștină nu-i concediu, e război. Dar este război pe urmele împăratului, pe urmele învingătorului. Și chiar dacă avem de luptat, dacă Dumnezeu este pentru noi, ce scrie mai departe? Cine va fi împotriva? Diavolul, îngerii lui, mama, tata, vecinii, șefii mei? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Cum altfel aș putea termina decât Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruind.